Vâlcenii nu trebuie să intre în panică, pentru că pesta porcină africană nu este atât de aproape de județ, așa cum dădea asigurări un parlamentar de Vâlcea. Subprefectul Aurora Gherghina spune că 12 județe din România sunt afectate, 9 dintre ele fiind din sud-estul țării, dar în niciun caz pesta porcină africană nu a ajuns în județele Olt și Argeș. Vreau să vă spun că până la această dată sunt înregistrate focare de post pestă porcină în 12 județe, și anume Bihor, Brăila, Buzău, Călăraș, Constanța, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Sălaj, Satu Mare și Tulcea. Aici sunt confirmate până la data de 12, deci până ieri, erau confirmate 185 de focare de pestă porcină africană la nivelul la 210 localități. De asemenea, în alte 10 cazuri din 7 localități din aceste județe enumerate, există suspiciuni neconfirmate. De asemenea, pe raza a 22 de fonduri de vânătoare dispuse în 8 județe, Bihor, Călăraș, Constanța, Galați, Ialomița, Sălaj, Satu Mare și Tulcea, au fost confirmate cazuri de pestă porcină africană la porci mistreți. Până la momentul raportării, în afară de focarele de care le-am amintit, au fost dinse 5 focare în județul Satu Mare. Vreau să vă spun că noi astăzi de dimineață, la ora 10, am avut ședința la CLCP, cam fiecare joi la ora 10. Ce modificări au avut față de săptămâna trecută? Deci, în primul rând, nu a fost absolut niciun caz raportat sau o suspiciune, cel puțin în județul Vâlcea. De asemenea, să vă spun că din lotul suplimentar dat către fondurile de vânătoare pentru mistreți s-au recoltat 54 de exemplare. Săptămâna care a trecut, sunt toate probele transmise de către DSV la București. Până mâine primim și la ultimile probe transmise primim rezultatele. Până în momentul de față nu a fost înregistrată nicio suspiciune de pestă porcină africană, nici la porcii mistreți și de asemenea în cadrul măsurilor luate prin planul de măsuri aprobat la nivelul inspectoratului, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Până în acest moment nu au fost înregistrate cazuri sau suspiciuni de cazuri de pestă porcină africană, având în vedere faptul că DSV-ul verifică toate animalele moarte din specia porcine și din două în două zile fac prelevări și la celelalte și sunt o mulțime de alte măsuri luate și aprobate în Comitetul Județean care se respectă și vă repet, până în acest moment nu sunt nici suspiciuni în județul Vâlcea. Chiar dacă s-a creat o adevărată isterie legată de pesta porcină africană, specialiștii îndeamnă la prudență și la urmarea cu strictețe a măsurilor de prevenire.